Numeroși credincioși din religiile monoteiste, nu doar creștini, ci și evrei și musulmani, spun Amin uneori și la începutul unei rugăciuni, de cele mai multe ori la sfârșitul ei. Unii îl rostesc mecanic ca o parte a rugăciunii neînțeleasă. Cu Amin se încheie rugăciunea crucii, numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. De ce Amin? Cuvântul acesta, care vine din ebraica veche, este spus pentru a exprima solemn o omologare sau înțelegere. Este derivat din ebraicul Amen, care înseamnă adevărat, cu siguranță, fără îndoială. Amin este găsit atât în Vechiul, cât și în Noul Testament. În ziua de azi, creștinii, iudeii și islamii toți folosesc versiunea acestui cuvânt și vor să zică prin asta așa este sau așa să fie. Este un angajament în fața Domnului, dar și o exprimare a convingerii că tot ce ai spus în rângăciune se va împlini.